Miercuri 7 august, între orele 10 și 15, se va întrerupe apa în Moșnița Nouă pe strada Grânelor și intrarea Carului, pentru lucrări de conectare a unei conducte la intersecția celor două străzi. În același interval orar se va opri apa și pe străzile Dumbrava, Jimbolia, Fibiș, Pădureni, Bogda și Făget, pentru conectarea unor conducte la intersecțiile străzii Dumbrava cu străzile Jimbolia și Fibiș. La reluarea alimentării cu apă în regim normal, este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure, deoarece această perturbare va fi de scurtă durată. Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. De asemenea, consumatorii sunt rugați să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.